Dar de ce se vedează? Pentru că, doamnă, haide să ne înțelegem. Da, spuneți. Deci, procedura de evacuare presupune inventarierea bunurilor, în cazul în care nu-l prezentați este de inventar. Să nu am lipsă de inventar. Bun, aici nicio problemă. Ceea ce marcul care este. Astea toate se va număra. S-au numărat până acum bunurile imobilii mai mari, da? Frigiderile, aparatele de popcorn, scaunele și toate celelalte. Angajații cinematografelor au opus rezistență în fața executorului judecătoresc și a jandarmilor veniți să pună în executare hotărârea judecătorească definitivă. Chiar dacă decizia instanței prevede că primăria municipiului Iași a intrat în posesia instituțiilor de cultură, nici în momentul executării silite, lucrătorii cinematografelor nu au vrut să recunoască acest fapt. La ora 9 ar fi trebuit să intrăm în cele patru cinematografe ale Iașului, începând cu cinematograful Victoria. Din păcate și potrivit unei practici a celor de la Radef, iată că stăm de mai bine de jumătate de oră aici, împreună cu reprezentanții jandarmeriei, împreună cu executorul judecătoresc. Oamenii au cedat până la urmă și au deschis ușile. Pe de altă parte, ieșenii sunt bucuroși de decizia instanței și abia așteaptă să meargă la primele spectacole ce vor fi organizate după ce clădirile vor fi reabilitate. Era o frumusețe, frumos, filmi, lume la rând, zic cum ales suntem singuri, nu-i place, da? Dacă stă așa în paragină. Să nu ne bucurăm dacă suntem vecini. Da, zice că au câștigat primăria. Că au venit. Și credeți că va fi mai bine? Da, de sigur, să fie rău, că vine lumea la ceva. Băi, nu rău deloc, tot a zis că aduce opera, să aducă. Primăria a câștigat anul acesta procesul pe care l-a pornit împotriva Radef în luna noiembrie anului 2015, prin care a cerut ca cinematografele Victoria, Republica Tineretului și Dacia să fie trecute în patrimoniul municipalității.